Bună ziua! Bine ați venit la Academia noastră online! Vă mulțumim pentru participarea, distribuirea și aprecierea lecțiilor noastre gratuite și interactive. Astăzi vom avea o lecție pentru limba și literatura română pentru clasele a 3-a și a 4-a și vom vorbi despre ortograme. Vom face câteva aplicații. De asemenea, vă invităm în fiecare zi să vizionați pagina Academiei noastre pentru a participa și la celelalte lecții organizate online. Bine ați venit, copii! Bine v-am găsit! Bine! Bun, bun! Astăzi, după cum știți, vă mai prezint o dată. Numele meu este Valentina Palamariu și astăzi vom face o lecție de limba și literatura română. Vom vorbi despre ortograme. Voi ați mai discutat la școală despre ortograme? Da! Bun! Astăzi o să facem câteva exerciții, să ne aducem aminte și să consolidăm câteva informații. Bun! Am să vă rog să-mi spuneți dacă se vede imaginea de pe ecran imediat și dacă apar întreruperi sau dacă nu mă aud, vă rog să-mi scrieți în chat ca să fim, comunicativi. Bun. Astăzi o să facem o călătorie, pentru că este joi, vom merge așa virtual în mai multe, în mai multe zone. Vom călători la munte, la mare și într-o zonă de deal și podiș. Vă place să călătoriți? Da. Cui place să călătorească? Ia să vedem, să scrie da în chat. Cui place să călătorească? Ia să vedem. Scrieți da în chat. Mihnea a ridicat mânuța, bravo. Andrada a zis că îi place. Ioanei, bun, bravo. Luca, Viviana, tuturor ne plac călătoriile. Ia să vedem, astăzi vom merge prima dată la munte. Da? Vă place la munte? Da. Da, bun, aer curat, proaspăt, așteptăm și noi să ieșim din casă, nu? Și să mergem în primele noastre excursii. Avem aici un text, o adaptare după Marin Sorescu, Unde fugim de acasă. A citit cineva lectura Unde fugim de acasă? De Marin Sorescu? A citit cineva? Ok, o să avem acum un fragment. Muntele cel Hodorong Trong se numește lectura și vă invit de asemenea să citiți opera integral, da? O să începem cu Andrada, da? Câte o idee, câte un enunț. Ioana? Ioana, mulțumesc, Ioana. Nu știu când au crescut acești strângari, căci omenirea când a venit, i-a găsit mari. Munții noștri sunt bogați, parcă de clatină, cred că e... Nu, ca soarele. Sunt bogați ca soarele. Au aur și argint în toate buzunarele. Mulțumesc, Mihnea. Creasta aia care parcă siclătina, cred că e de platină. Sub pietre sunt cărbuni cu care desenează locomotivele, aburi cu foști. Au aer, var, sare. Au fier, var și sare. Luca, mai departe. Ca să nu mai vorbesc de ape minerale și alte izvoare. Nu mai sunt alții care să le semene. Uite, ne fac semn să intrăm în ei ca în cetatea lui Cremene. Bun, mai departe. Cine? Ia să vedem. Ana? Am rămas aici, la câțiva munți. Nu te auzim, Ana, să deblochezi microfonul, te rog, înainte. Așa, zi, Ana. Sau munți Carpați mai înalți decât ceilalți. Când se uită în jos, uneori le vine amețeală și atunci spun că... Mai departe? Da, te rog, te opresc eu. Munții sunt cei care dirigează ploile. Ce vă îngrămă
aduci aici ca oile. Măi, apă chioară, auzi? Nouă la câmpie, că mă auzi. Că mă auzi. Bun, mulțumesc, Ștefan, mai departe. Am rămas aici, Ștefan. Am uitat să vă spun? Am uitat să vă spun să respirați, căci aerul de aici conține nu știu ce vitamine. Și dacă îl tragi în piept, zi de zi, cu minte, te faci sănătos pe 7 ani înainte. Ia, 7 ani vom fi sănătoși. Bine, mulțumesc. Mai departe. Alesia. Am rămas aici, în poiană. Alesia, să ți deblochezi telefonul, te rog. Telefonul, microfonul. În poiană puteți să vă păcați cu vor sau cu plăcuri, dragi, cei mai buni alpiniști. Se suie până în vârf. Se suie până în vârful muntelui, fără? Muntelui fără frânghii. Bun, mulțumesc. Mai... fără frânghii. Mulțumesc. Altcineva? Ia să vedem. Viviana? Munții au ascunzișuri și când... Oh, nu, multe ca frunze. Munții au ascunzișuri multe ca frunze și iarbă, parcă ar fi fost făcut pentru baba oarbă. De ascuns colo după un copac și când strigi, sunt gata, chimiță. Te găsește imediat un urs, ori o veveriță. Animale și păsările cu pene stau în munții ca în cartea cu desene. Ele se joacă de-a pitulușul de după stâncă și când se prind, se mănâncă. Din volumul unde fugim de casă. De acasă. Bun. Ați citit această operă? Nu. Ce vi se pare interesant în acest fragment? Ce ați observat voi? Formularea, adică Mihnal, mai exact la ce te referi? Așa, parcă suntem într-o poezie, nu? Da. Parcă suntem într-o poezie. Observăm că rimează ultimele cuvinte. Bun, hai să vedem. Cum sunt descriși? Ce este special despre muntele ăsta? Bun, ia să vedem ce v-a plăcut cel mai mult la text. Hai să citim. Ce v-a plăcut? O idee sau o expresie sau un joc sau orice. Ia zi, Ana, ție ce ți-a plăcut în acest fragment? Ce ți-a plăcut? Ana, ne auzi? Da. Ce ți-a plăcut în acest fragment? Păi totul, ca să zic. Adică, hai să... Eu l-am mai citit odată. Uh-huh. Și îmi place foarte mult cum autorul a descris munții. Îmi plac expresiile frumoase și... Poți să ne dai exemplu de o expresie frumoasă care te-a impresionat? Aceea unde scrie, dar când se fac frumos game, mulți n-au vrut să încapă în tren. Da, mulțumesc. Andrada, ia spune, pe tine ce te-ai îmbrăcat? Ce v-am rămâns? Mulțumesc, Ioana. Mie mi-a plăcut terminatul al doilea și expresia care mi s-a părut haioasă. Comprese cu nori. Își pun comprese cu nori, da, le vine amețeală norilor, da? Mihnea, ție ce ți-a plăcut? Tot rămân la a mea, formularea. Formularea și Luca? Mi-a plăcut fragmentul subliniat. Care anume? De la munți au ascunzișuri până la o viveriță. Bun, foarte bine. De asemenea, vreau să vă zic așa un secret. Din orice fragment pe care noi îl citim, puteți să vă selectați expresii sau idei care v-au impresionat și le puteți folosi în compuneri. Da?
Și atunci când, când alcătuim compunerea, nu mai stăm așa să ne gândim de unde să luăm ideile, ci mergem direct la caietelul special cu expresii. Eu așa le spuneam copiilor, să-și facă un caietel special cu expresii și imediat la compuneri sau când aveau texte de realizat să se folosească de expresiile și ideile notate. Bun. E, acum o să mergem mai departe, o să facem și noi o călătorie prin munți, însă aici o să descoperim ceva interesant. Niște expresii, niște cuvinte, niște enunțuri, da? Și să-mi spuneți voi care sunt scrise corect și care nu sunt scrise corect. Aici avem un peisaj de munte. Ia să vedem. Începem din partea de sus a imaginii, da? Alesia, ia să vedem. Prima propoziție. La munte putem să schiem. La munte putem să schiem. Este corect scrisă? Este corect. Adică toate cuvintele sunt corect scrise? Hai să vedem, Andrada, ce părere ai? Acolo este aș, dar după linia nu așa cum. Aha, deci se pare că muntele încă nu a învățat să scrie corect. La și a greșit acolo, la, da? Deci la trebuia să scriem fără liniuță, da? Da? De ce? Pentru că ne-ai spus tu, nu urmează o acțiune. La indică, dacă îl scriem legat, indică o direcție. Putem să înlocuim cu către sau spre, da? În diverse contexte. Deci aici am greșit, a greșit muntele, da? Bun, mai departe. Ioana, următorul enunț. Ei iau multe provizii când pleacă la munte. Bun, e scris corect enunțul? Da. Da. Hai să vedem iau aici, că iau, voi ați învățat la școală, că poate să fie cum scris? Cu cratimă sau fără? Aici e corect scris iau? Ce părere ai? Iau este corect scris? Da. Da. De ce? Poți să ne aduci aminte regula? Când se scrie iau fără cratimă? La liniuță au urmează când este acțiune. Sau când putem să înlocuim cu a luat, da? Ei au luat multe provizii când au plecat la munte, da? Sau în acest caz, da? Deci fie înlocuim cu a lua, fie în caz contrar scriem cu cratimă. Și ai spus tu foarte bine, urmează o acțiune. Bun, mai departe. Ștefan, următorul enunț. Ștefan, ne aude? Aici, enunțul de jos. Îți indic eu cu mouse-ul. Ce i-a plăcut cel mai mult? Bun. Este corect scris enunțul? Ea trebuie să fie cu cratimă. Bravo! Sunteți de acord cu toții? Da. Bun, da. Foarte bine. Ia scriem cu cratimă și o să vedem noi regula. Și ultimul enunț, Luca? Tu ai vrea să mergi la munte? Da. Ai scris greșit. Da. Fiindcă a liniuță i înseamnă a... Așa, deci ai este greșit. Tu ai vrea, aici scriem fără cratimă, da? Bun, da. Mulțumesc. Mergem mai departe. Am vizitat muntele și mergem într-o zonă de deal sau de podii. Și ia să vedem aici dacă enunțurile sunt formulate la fel, corect. Ia să vedem Ioana. Ne-am distrat de minune pe deal. Este corect enunțul? Greșit. Ce e greșit? Corect era neliniuță am.
Bun, bravo. Dacă scriem ne-am legat, la ce ne referim? Ce sinonim putem să... Familie. Așa, familie, popor, da? Nație. Bun, bravo. Mai departe, cu cine n-am mai vorbit? Viviana. N-ai dori să ne însoțești în drumeție? E scris greșit, n-ai. Poți să ne explici? Se scrie în liniuță ai. Și n-ai legat ce înseamnă? Instrument de cântat. Așa, este un instrument de cântat, dacă scriem cuvântul n-ai fără liniuță. Iar aici, n-ai dori, urmează, da, un verb și scriem cu cratimă. Bravo! Mai departe, ultimul enunț din zona de podiș, de deal. Cine vrea să citească? Ana. Nea Dumitru ne-a spus legenda dealului înalt. Ia să vedem. În primul rând, e de două ori nea. Da. Primul este greșit, pentru că se scrie legat. Și tot legat se mai scrie și când zici afară este nea, în sens de zăpadă. Bun, și aici ce înseamnă? Tot zăpadă înseamnă zăpadă Dumitru sau ce înseamnă nea? Înseamnă domnul Dumitru, nea Dumitru. Domnul, da, domnul, bun, nenea, da, cum mai spunem? Deci doar primul nea e greșit. Doar primul e greșit, da. Domnul sau nenea, da, mai spunem noi la țară, nenea Dumitru și aici scriem nea legat. Bun, deci o greșeală și al doilea ai spus tu corect că se scrie cu cratimă. Bravo, păi sunteți pricepuți și călătorim și vorbim corect, bravo. Ia să vedem în zona de câmpie, o să mergem acum. Că am zis așa, să trecem prin toate unitățile astea majore. Ia să vedem, un peisaj de câmpie aici, e câmpia română, dacă vreți să știți. Ia să vedem. La câmpie. La câmpie. Poți să merg până la toaletă? Da, sigur, îți pui pe mut microfonul și poți. La câmpie, dacă e să mergem, ia să vedem, trebuie să vorbim și acolo, corect, nu? Cine încearcă? Alesia. Alesia, primul enunț, te rog. De sus, da? Mie îmi plac excursii. Ia să vedem, Alesia. Bună ziua! Bună ziua, Alex! Bine ai venit! Zi, Alesia, cum ți se pare ție aici? Este corectă propoziția? Mie îmi plac excursiile. Este corectă, bravo, bravo. Aici mie avem, da, ortograma mie. Ce mai poate să însemne mie legat, fără cratimă? Ce mai poate să însemne mie? Am o mie de jucării. Adică? Poate să fie număr, da? Mie. O mie poate să însemne un număr. Bun, bravo. Mulțumesc. Mai departe, următorul enunț. Ia zi, Alex. Aici citim enunțul și vedem care este greșit și care este corect. Da, Alex? Ok, haideți să vedem cine nu vede unde sunt enunțurile. Cine nu vede? A scris cineva? Se văd pe ecran. Să-mi spuneți dacă nu... Aici, în share pe ecran, da? Cred că la Luca. Luca, tu nu le vezi? Nici eu nu le văd. Alex, tu nu le vedeai. Ok. Eu nu le văd. Dar cum vezi pe ecran, Alex? Văd eu paginile dumneavoastră și a celorlalți. Da, și uite, doar, ne vezi doar pozele. Da. Atunci să mai dau o dată. Tu la share screen, deci cred că ai dat undeva ca să vezi doar pozele. Undeva într-un colț al ecranului, cred că sus, în dreapta, ar trebui să ai o opțiune să vezi shared screen. Hai că mai încerc o dată, Andreea. Îi dau stop. Uite, acum, așa. Noi am închis și deschidem din nou să vedem dacă se reglează, da? Așa, ia să vedem, Valentina. Poți să dai reshare? Da. Okay. Ia să vedem. Probabil mai trebuie să actualizez eu imaginea. Din când în când.
Ok, acum e bine? Gata? Se vede acum? Da, se vede. Ok, perfect. Bravo. Putem continua acum. Putem continua, da? Hai să vedem Mihnea până Alex se conectează. Eram aici, să-i invităm. Să-i invităm și pe prietenii noștri. Ok, ia să vedem. Este corect scris? Da, este scris corect. Este scris corect. Să-i, da? Mai ales aici aveam ortograma. Dar să-i într-un cuvânt când putem să-l notăm? Să-i. Dacă spui să-i legat, da? Te referi la părinții săi, adică părinții lui. Cine rog pe părinții lui. Bun, poți să ne formulezi un enunț? Să ne formulezi un enunț cu săi și noi să-l scriem legat. Ok. Părinții săi sunt buni. Bravo, părinții săi sunt buni. Putem să înlocuim cu lui, da? Părinții lui sunt buni. Bravo. Părinții lui sunt buni. Bravo, felicitări. Și ultimul enunț din zona de câmpie. Ia să vedem. Cu cine n-am mai vorbit noi? Cu Luca. Ia zi, Luca. V-ar plăcea să vizitați câmpia română? Este greșit că nu este scris ortogramă. Cine? Dacă cine e greșit? Care cuvânt? Poftim? Care cuvânt? Ai spus că e greșit. Care cuvânt? Primul cuvânt, var. Var. Bun, ce înseamnă var când scriem legat? La ce este ne gândim? O soluție pentru copaci. Da, o soluție pentru copaci. Sau da. Pentru azul grăvit, da? Într-o încăpere, varul, da? Bun, bravo! Păi vă ați descurcat foarte bine. Să punem câte un zâmbăreț pentru fiecare regiune pe care noi am vizitat-o, da? Deci ar trebui să avem 3 fețe zâmbitoare până acum, da? Mm. Și cu a noastră 4. Deja avem 4 fețe zâmbitoare. Bun, sunteți gata pentru următoarea provocare? Da! Putem de asemenea să găsim ortogramele unde? În ghicitori, da? Și v-am adus eu 2 ghicitori drăguțe și voi să-mi spuneți și să citiți de asemenea care sunt regulile pentru ortogramele noastre, da? Se vede ecranul? Să-mi scrieți în cea dacă se vede, da? Da, se vede. Ok. Bun, hai să vedem cu cine începem să citim ortograme, ghicitorile, cu Alex. Alex, se vede la tine? Alex, se vede ecranul? Nu? Scrie-ne în chat. Ok. Hai să citim prima... Citești o ghicitoare. Care dorești tu? Sunt 2. Aici e coarne, aici cu O-A. Merge, merge. Da. Merge, merge, greu ajunge. Da. Are coarne, dar nu plânge. Hai. Merge. Merge, merge, greu ajunge. Are coarne, dar nu plânge. Și când pleacă la plimbare, își ia casa în spinare. Ia să vedem. Știi cine e? Melcu. Melcu, bravo, Melcu. Hai să ne uităm. Bravo! Hai să ne uităm la ortograma ia. Poți să ne citești puțin când se scrie ia legat și ia cu cratimă? Aici, eu? Jos. Da, Alex, tot tu. Vezi că e jos aici, sub ghicitoare. Se scrie ia. Se ia. Fără cratimă. Alex, citim și regula, te rog, asta facem acum. Se scrie ea fără... O citești și pe a doua? Da, ambele, cele 2 reguli. El în oși stă la stână și pe oi el le adună. Ai citit și a doua, ok. Hai să vedem despre cine e vorba. El în oși stă la stână și pe oi el le adună. Cine este? Cine este? Câinele, așa, câinele ciobănesc, copilul, bravo. Copilul ia cartea. Bun, Alex, mulțumesc. Hai să mai citim, să mai citească și altcineva, da? Mulțumesc frumos, bravo. Andrada, hai să vedem regula pentru ea. Se scrie ea fără cratimă, pentru că poate fi el
Da, de exemplu, ia, ascultă-mă, da? Aici atragem atenția ascultătorului și ia cu cratimă. Bravo, i-a adus, da? Și aici scriem cu cratimă. Bravo, mulțumesc. Mihnea, citim și la ortograma la. Îmi voi petrece sau alb. Aici sunt exemplele, da? Cu roz și cu albastru sunt regulile. În cele mai multe situații, cuvântul la arată locul sau direcția și poate către. Către și sau spre. Bra, da, bravo. Se scrie linguța A când sunt două cuvinte diferite care se găsesc într-o singură silabă. Bravo. Și ați spus voi foarte bine când urmează o acțiune. Ana l-a luat pe fratele ei, da? Bun. O să merg la baie. Sigur, îți pui telefonul pe telefonul, microfonul pe mute și te poți duce. Bravo, dragilor, felicitări. Mergem mai departe cu provocările, să vedem dacă știm să găsim intrușii, nu? Noi ne-am mai jucat și în lecțiile anterioare de limba română. Le puteți viziona și dumneavoastră pe pagina Academiei noastre online. Găsește intrusul. Ia să vedem. Luca. Ai mâncat, ai citit, ai spune, ai corectat, ai spune că este greșit. De ce este greșit? Fiindcă este o ortogramă. Da, corect, toate sunt aici, vorbim despre aici, sunt ortograme, dar de ce nu respectă regula? Fiindcă nu poți să spui a îi spune. Aha, bravo, de fapt i aici, da, nu este o parte componentă din verbul a avea la trecut, de fapt ai aici, intră în componența perfectului compus de la ai, a mâncat, da, ai mâncat. Deci scriem ai când ajută la formarea unui verb la timpul trecut. Și avem verbul a avea, da? Ai mâncat, ai citit, ai corectat. Bravo! Și vedem că, în general, verbele se termină în t, da? Ai mâncat, t, ai citit, ai corectat. Sau în s, ai spus, da? Ai zis. Bun, bravo! Zâmbăret, punem acolo. Ana, mai departe, la b. Intrușii de la b. Care sunt? Eu? Ana. Asta, de la minte, Nea pufoasă. Bun, care este intrusul aici? Nea George, nea albă, nea dat, nea pufoasă. Nea albă. Nea albă este intrusul? De ce, Ana? Nu există nea albă, există nea George. Așa. Și nea albă, adică zăpadă albă. Da? Numai că... stai să văd. Ne-a dat, hai să vedem ce spun colegii tăi. Ia scrieți voi în chat care credeți voi că este intrusul aici. Noi nu putem să scriem. Nu puteți? Viviana nu poate să scrie. Spune Viviana, spune-ne atunci dacă nu poate să scrie. Care este intrusul aici? Cine nu poate să scrie, să-mi spună ca să vorbească. Viviana? Ne-a dat, bravo. Restul să notați, vă rog, în chat, da? Ia să vedem răspunsurile voastre. Imediat mă uit și eu. Se încarce și la mine aici. Ați notat și în chat? Că nu vă chat-ul. Aha. Ne-a dat Alesia, Ștefan, Mihnea ne-a dat, Luca ne-a dat. Bravo! Deci intrusul este ne-a dat. Și scriem nea într-un cuvânt când poate fi înlocuit cu zăpadă, omăt sau cu nenea sau domnul, da? Bun. Hai că am reușit și noi. Bravo, felicitări. Se scrie nea, da, cu cratimă, când sunt două cuvinte diferite care se rostesc într-o singură silabă. Bravo, felicitări, un zâmbăresc pentru toată lumea. Bravo. Sunteți minunați. Cum vă simțiți, bine? Da? Da. Bun, mă bucur. Deci hai să vedem, am vorbit despre ce ortograme ai, nea. Da.
Am mai vorbit în exercițiul anterior despre la, despre ea, în acele imagini despre var, da? Mia. Bun, sunteți gata pentru următorul exercițiu? Da. Bun, hai să vedem. Alege ortogramele corecte. Avem mai multe enunțuri și voi trebuie să îmi spuneți care sunt corecte. Cu cratimă sau fără cratimă? Și după fiecare set de enunțuri avem acolo regula. Se vede? Da. Bun. O să începem ea să vedem. La mine aici îmi apare o imagine cu voi. O să începem cu Mihnea. Mihnea e la mine aici primul pe chat. A, colegii i-au legat, i-au pus legat, i-au pus o pisicuță a lui. Cum e corect? Nu este verbul a lua, deci este I liniuța au. Bravo, felicitări. Mai departe, Andrada. I-au de la joc. I-au Deci corect este? Au două cuvinte. Așa, bravo. Două cuvinte. Mai departe, Mihnea. La C. Sau la... Iau. Cum e corect? Iau primul pentru că este verbul a lua. A lua, da? Bun, am luat la mine, pot să înlocuiesc. Bun, bravo, mai departe, Luca T. Am să iliuțau, iau nucile din coș. Da. Este corect cuvântul iau legat. Adică iau nucile legat, da? Bravo, felicitări. Ioana, mai departe. Ei nu iau deslegat povestit nimic mamei. Bun. Ei nu iau deslegat povestit mamei nimic. Foarte bine. Deci avem două cuvinte care se rostesc într-o singură silabă. Foarte bine, felicitări. Bravo. Mai departe. Ia să vedem la neam. Să răspundă Viviana. La neam, prima propoziție. Viviana, ne auzi? Acum. Așa, bravo. Neam ortograma și stai pe bancă. Cum e corect? Neam ortograma. Neam, da? Neam... cu liniuță, că neam aici înseamnă popor. Nu putem să spunem popor sau nație așezat pe bancă, da? Alesia, mai departe. Românii sunt un neam dezlegat de oameni harnici. Ce părere ai? Răspunsul corect este neam legat. Bun, pentru că înseamnă ce? Popor, da? Familie, da? Bun, bravo, foarte bine. Mai departe, Ștefan, am ajuns la nai. Ștefan, ne aude? La nai, prima propunere. Nai a avut timp să memorez poezia. Ok, și formulăm... Nai cu cratimă. Bravo. Nai a avut timp să memorez poezia, da? Și ne uităm și la semnul de punctuație și citim cu intonație. Bravo. Mai departe, Alex, următorul enunț. Au mers. Aici suntem. Alex, ne auzi? Au mers la... Eu nu aud așa de bine, eu aud în reluare. Ah, ok. Suntem la al doilea enunț de la ortograma nai. Au mers, acolo suntem. Nai a ajuns la timp. Da, asta am citit-o. Dar cum e corect aici la nai a ajuns la timp? E nai cu liniuța. Nai cu ortogramă. Bravo, ortogramă. Foarte bine. Mai departe, mulțumesc. Mai departe, Ioana. Suntem la... Au mers la concertul. Au mers la concertul de nai legat și pian. Așa, nai legat, pentru că aici se referă la instrument. Și ultimul enunț, bravo. Ultimul enunț, ia să o luăm de la capăt. Alesia, ultimul enunț. N-ai venit să mă
la nai. Bun. La prima este nai deslegat, iar la a doua este nai legat. Bun, nai venit, aici avem două cuvinte care se rostesc într-o silabă. N-ai venit să mă asculți cântând la nai, aici scriem legat deoarece înseamnă instrument. Bravo, foarte bine! Încă un zâmbăreț acolo să contorizați voi. V-ați reamintit și regulile, da? Eu le-am scris aici, puteți să faceți și voi o poză ca să le aveți. Bun, bravo, felicitări, bravo, sunt mândră de voi. Și acum v-am pregătit așa un joc. Am zis că dacă mergem prin pădure la munte, găsim multe frunzulițe și ne putem juca, dacă suntem într-un grup, putem să adunăm frunzele și să punem pe acestea silabe. Și primul lucru pe care noi îl facem acum e să formăm cuvinte, da? Pe verticală ne uităm, formăm cuvinte din aceste silabe și apoi formulăm propoziții. Care este regula? Să folosim în propozițiile noastre ortogramele mia, mil, cratimă a, și să, săi, să, cratimă i. Bun, deci vă las puțin să vă gândiți și să-mi scrieți prima dată cuvințelele în chat. Ia să vedem, sunt trei cuvințele pe care voi trebuie să le găsiți. Ia să vedem care sunt cuvintele pe care le găsim pe frunze. Mergem la pădure, luăm câteva frunze și le... le notăm câteva silabe. Ați găsit vreun cuvințel din cele trei? Poate. Bun, ia să vedem cu cine începe. Bravo! Ia să vedem Alesia. Zine un cuvințel. Împărăteasă. Bun, hai să vedem. O propoziție în care să folosești una din ortogramele. Mia sau săi. Cum vrei tu, legat sau cu cratimă? Împărăteasă? Poți să notezi în chat ca să vedem și noi, da? De obicei când vorbim nu spunem mi cratimă, da? A sau să cratimă i. De obicei vorbim fără să precizăm aceste reguli, însă e important ce urmează după ortograme, da? Hai să vedem. Scrie-ne în chat, te rog, Alesia. Imediat. Bun, restul puteți să notați și voi, da? Cuvintele și propozițiile. Ia să vedem, Alesia. Sau spune-ne până notezi. Ia să vedem aici. Am primit și eu. Se deschide mai greu la mine, ca să știți. Da, mai durează un pic. Ia să vedem, Mihnea. Tu ai făcut? Ai găsit cuvântul? Sau? Hai să vedem. Zine unul până se încarcă la mine chat-ul, că nu văd propoziția. Da. Și folosești ortogramele. Mia sau săi? Mia sau săi? Da. Folosind un cuvânt găsit pe frunze. Zâna mi-a dat un cadou. Zâna mi-a dat, da? Bravo. Zâna da, mi-a da. Dat un cadou. Cum scriem mia aici? Bravo, foarte bine, pentru că avem două cuvinte diferite care se rostesc într-o silabă. Bravo, felicitări! Alesia, spune-ne, te rog, propoziția, că nu văd aici chat-ul. Era cumpărăteasa. Cumpărăteasa e despre petrecere. Bun, și cum ai notat? Să-i urinița
I, da, bravo, pentru că sunt două cuvinte care se rostesc într-o silabă. Andrada, ce cuvânt ai găsit, Andrada? Mai tare, te rog, că nu te auzi, mai tare un pic. Apropie-te de... așa. Așa, spune-ne, te rog, o propoziție. Da. Bravo, cum ai scris săi? Bravo, foarte bine, felicitări. Luca? Ne spui cuvântul și apoi propoziția, cu ortogramă. Orice cuvânt? Da. Zâna mi-a adus un ceai. Ok, zâna mi-a adus un ceai. Cum ai scris mea? Miliuța. Bun, bravo, felicitări. Ana? Ana, tu ce ai găsit? Ce cuvânt? Să-ți deblochezi microfonul, Ana, da? Da, da? Da, te auzim, zi. Eu acum nu mai văd imaginea, dar nu văd. Zâna are păr cârlionțat. Zâna are păr cârlionțat. Hai să punem și o ortogramă pe aici. Mia sau săi? Împărăteasa are un păr cârlionțat. Da. Și întâlnește o zână a mia oară. Bravo, și întâlnește o zână a mia oară. Bravo, foarte bine. Cum ai scris Mia? legat. Bravo, mia, felicitări. Viviana, mulțumesc, bravo. Viviana? Împărăteasa și-a făcut ordine în cameră. Bun. Avem ortogramele mia și săi, Viviana, da? Mai pune tu o propoziție. Împărăteasa mi-a dat o floare. Așa, bravo. Împărăteasa mi-a dat o floare. Cum ai scris mia? Sau cum e bine să notăm? Mia ortogramă. Mia ortogramă, bravo. Bun, și ultimul, Ioana? Ultimul enunț? Zâna mi-a dăruit un pui de unicorn. Așa, mic, liniuța. Bravo! Aveți acolo regulile când mia are sensul de oiță, da? Sau o mie ca număr, se scrie legat. Sau mic, cratima, că sunt două cuvinte și se rostesc într-o singură silabă. De asemenea, săi se scrie într-un cuvânt când poate fi înlocuit cu lui sau ei. Și cratimă, când sunt două cuvinte diferite care se rostesc într-o singură silabă. Bravo! Felicitări! Mă bucur! Câte un zâmbăreț fiecare! Și am o surpriză pentru voi, că tot a zis cineva de ceai. am găsit câteva poezii cu caracter, le-am spus eu. Și putem să învățăm mai ușor aceste ortograme, punându-le într-o poezie haioasă. Și eu v-am adus una și vă provoc pe voi să faceți o altă poezie cu cratimă. Hai să vedem cine vrea să o citească. Puteți să faceți și voi poză ca să aveți exemplu, da? Cu cine n-am vorbit? Ia să vedem. Cine nu prea a vorbit astăzi? Să zică eu. Hai, atunci o luăm de la capăt, da? Ia zi, Mihnea, ne citești poezia. Ceai și ceai, atenție mare. Atenție mare. Sunt doar două ortograme. La prima cratimă se pune doar doar urmează un accent. Cealaltă, doctorie, înseamnă ce te scapă de răceală, cald sau rece cum fumat. E remediul care. V-a plăcut? Da, este o ortogramă pusă într-o poezie, poezie cu caracter, am zis eu. Și de asemenea puteți și voi și vă provoc să faceți și voi o poezie. Vă alegeți o ortogramă și ceva asemănător creați și voi. Ne folosim și creativitatea. Bun, cum a fost lecția de astăzi? Foarte frumoasă, mie îmi place. Foarte frumoasă, mă bucur. Ce am repetat astăzi? Foarte.
Felicitări pentru participare, sunteți genial pentru că ați investit un timp prețios și ați învățat multe lucruri. Felicitări și pentru cei care ne urmăresc, că au fost alături de noi. Ce am învățat astăzi? Ia să vedem. Ia zi, Andrada, cu ce ai rămas? Da, mulțumesc. Puteți să scrieți și în chat ca să citesc și eu. Mihnea? Am rămas cu mai mult. Dă-ne exemplu. Am repetat ortogramele, da? Le-am consolidat câteva informații? Ce ortograme am repetat, Luca? Ia să vedem ce ortograme am repetat. Săi, săi. Da. Mia, mia. Mia, mia. Ceai, ceai. Neam, neam. Da, mulțumesc, neam, Ana. Nai, nai. Mulțumesc, Luca. Ana? Stai puțin, că eu aici... Stau. Astăzi am învățat... Mă rog, am repetat 9-9. Ortograme, da? Bun, mulțumesc. Alex? Eu am învățat ortogramele. Neam, neam, iau, iau, neam, neam. Bine, mulțumesc. Ioana? Eu am repetat astăzi ortogramele. Ce ortograme ai consolidat? Ia să vedem. Noi. Ia. Bine, mulțumesc. Alessia? Eu mi-am amintit toate ortogramele și chiar mi-a prins bine, pentru că unele le-am uitat. Bravo, felicitări. Mă bucur. Cine mai dorește cineva să ne spună? Ștefan? Să ne scrieți în chat dacă nu reușim să ne auzi. Ștefana, ce cute e îngerul din imagine. Da, așa e. Să pocnești, adică nu să-l pocnești, da? Da. Bun, dragii mei. Așa, într-adevăr. Eu vă. Ochișorii am mari. Și Floricica, da. Și emoțiunul e frumos. Da. Bun. Mulțumim frumos. Cred că și Ștefan. Ștefan, poți să ne spui și tu? Binevoitor. Sau Ștefan? Amândoi. Bun. Bun. Deci mâine la ora 14 vă așteptăm copii pentru lecția de limba engleză, pentru examenul Cambridge CAT. Care se va ține de la ora, cum spuneam, de la ora 2 după amiază. Vă mulțumesc, dragilor, să aveți o zi frumoasă ca voi și vă invităm și la celelalte lecții. Vă mulțumim pentru participare. Vă așteptăm să urmăriți și celelalte lecții de pe pagina noastră. O zi frumoasă!